Când te gândești la YouTube, te gândești în general la vloguri, muzică, sketch-uri, recenzii, tutoriale, filme educative și tot așa. Dar pe lângă astea, YouTube mai este plin de tot felul de alte categorii de filme incredibil de bizare și dubioase la care se uită milioane de oameni. Și nu mă refer la filmele de gaming, despre care unii tot afirmă sus și tare cum nu înțeleg de ce te-ai uitat la altcineva cum joacă un joc, zice el în timp ce se uită la meci. Nu, în acest film vom vorbi despre anumite tipuri de filme extrem de ciudate care apar din nou și din nou în numeroase canale și fac tone de vizionări. Numărul 1. Probabil cea mai populară categorie bizară pe YouTube sunt așa numitele filme ASMR. Există tone de canale care sunt specializate în asta, cu filme care adună milioane și zeci de milioane de vizionări și care fac atât de mulți bani că te face să crezi că ți-ai irosit viața. Dar ce este acest ASMR? Ei bine, vine de la Autonomous Sensory Meridian Response și se referă la o anumită senzație plăcută pe care unii oameni descriu că o simt, ca un fel de furnicături de plăcere care încep de obicei în cap și se răspândesc în jos pe ceafă, pe coloane și pe piele. Este un fel de mini-euforie pe care unii oameni o simt în anumite condiții, iar aceste filme au scopul să declanșeze această senzație în oameni. Pentru a realiza asta, de cele mai multe ori ASMR-tiștii se folosesc de anumite sunete, gen o șoaptă relaxantă sau întorsul paginilor dintr-o carte sau frecatul unui material sau bătutul cu unghia pe o tablă sau periatul sau decupatul sau multe altele. Ai crede că ăsta e un fel de fetiș, dar aparent n-are nicio legătură cu asta. În teorie, ASMR-ul reduce anxietatea și ajută oamenii cu insomnie să adoarmă. Deși nu a fost dovedit științific, există câteva studii care indică că ar putea fi ceva acolo, plus că milioanele și milioanele de vizionari pe care le fac aceste filme par să demonstreze că ele au un efect, cel puțin asupra anumitor oameni. Numărul 2. Poate pare greu de crezut, dar cursele de bile sunt o categorie extrem de populară de filme. Există multiple canale specializate doar în asta, care construiesc trasee complexe, pline de întorsături și obstacole, prin care mai multe bile circulă într-o cursă extrem de palpitantă. Ideea este că la început îți alegi un favorit, în funcție de culoare sau design sau zodie, nu știu, după care toate bilele sunt eliberate în același timp și cursa începe. De multe ori aceasta este acompaniată de un comentariu sportiv destul de profesionist. Și cei drept trebuie să recunosc că odată ce începi să te uiți e destul de captivant. Albastru, du-te! Numărul 3. Tehnologia primitivă este un subiect care a captivat întreg internetul în ultima perioadă. Au apărut numeroase canale în care se fac construcții extrem de complexe, folosind doar materialele disponibile în natură. În aceste clipuri cu milioane de vizionări, vedem oameni care construiesc orice, de la capcane, la cărămizi, la case, la piscine subterane, la topogane, folosind doar ceea ce se găsește în pădure. O abilitate destul de utilă, nu știi niciodată când vine apocalipsa. Totuși, mulți pun la îndoială veridicitatea acestor filme, deoarece unele dintre proiecte ar dura enorm de mult timp dacă ar fi făcute de mână. Știm cu toții că YouTube te încurajează să postezi cât mai des și asta ar fi cam dificil. Dar dacă vrei ceva mai simplu, atunci... Numărul 4. Mukbang este un anume stil de video în care pur și simplu se consumă cantități enorme de mâncare, fie gătită, fie fast food, fie cel mai mare homar pe care l-ai văzut vreodată. De ce s-ar uita lumea la așa ceva? Nu știu, dar trendul este atât de popular că a ajuns până și în YouTube Rewind și chiar mai impresionant de atât, a ajuns și la Dorian Popa. Mukbang a apărut în Coreea de Sud și de acolo vine și numele, care înseamnă ceva de genul foodcast sau transmisie de mâncare și uneori se face chiar și în live stream cu spectatori care se uită în direct și fac donații. Probabil ca să-și ia și mai multă mâncare. Și mai ciudat este că uneori mukbang-ul este combinat cu ASMR-ul, iar rezultatul este, păi, e cam ce v-ați aștepta. 5. În cazul în care mâncai și tu până acum, scuze, dar poate ar fi oricum cazul să te oprești, pentru că în continuare vom vorbi despre spartul coșurilor. Dacă nu vrei să vezi așa ceva, atunci apasă pe tasta L de 3 ori chiar acum. Totuși, o grămadă de oameni vor să vadă așa ceva, pentru că pimple popping sau spartul coșurilor este unul dintre cele mai populare stiluri de film din această listă. Există numeroase clipuri făcute fie de amatori, fie de dermatologi profesioniști, în care sunt sparte coșuri sau puncte negre sau furuncule sau tot felul de alte umflături pline cu puroi. Pentru unii oameni așa ceva este absolut dezgustător, dar pentru mulți alții este una dintre cele mai satisfăcătoare chestii la care ar putea să se uite. Eu sunt undeva pe la mijloc, doar să nu o combine și pe asta cu ASMR. Sau cu mukbang. 6. Eye contact practice. Dacă scrii asta în YouTube, vei găsi numeroase filme cu milioane de vizionări care nu sunt nimic altceva decât o persoană, de obicei o femeie atrăgătoare, care se uită la cameră. Aceste filme sunt menite pentru oamenii mai timizi să-și antreneze abilitatea de a privi pe cineva în ochi și a păstra contactul vizual, ceea ce pentru unii nu este așa de ușor. Nu știu dacă funcționează, dar parcă mai bine așa decât să te antrenezi cu străini din autobuz. 7. Și dacă ți se părea că ăla e un mod ușor de a face bani, uite unul și mai bun. În ultima perioadă au apărut o grămadă de canale care nu fac altceva decât să ia postări interesante de pe Reddit și să le transpună în filme simple. Postările sunt citite de o voce generată artificial și puse peste un film cu textul respectiv. We were on a break. Practic fur experiențele și ideile interesante ale altor oameni de pe internet și le transform în filme cât mai simplu de editat. Mă mir că nu s-a făcut și la noi. Bine, acum că le-am dat eu ideea. 8. Shopping haul este un stil de video în care mergi la cumpărături și pe urmă arăți ce ți-ai cumpărat. Un concept destul de simplu, dar surprinzător de popular. Uneori sunt cheltuite sume enorme pe produse de lux, alteori sunt doar călătorii la hipermarket pentru hârtie igienică, deodorant și banane. 9. Alte cumpărături foarte populare pe YouTube sunt așa numitele Dark Web Mystery Box. Mai precis, există o grămadă de filme cu oameni care pretind că au cumpărat cutii misterioase de pe Dark Web și fac clipuri în care le desfac și analizează conținutul lor. În cutii găsesc tot felul de chestii bizare, gen poze dubioase, casete VHS, bibelouri bizare, haine de copii lichide sau prafuri ciudate și multe altele menite probabil să ne sperie. Aceste filme fac milioane de vizionări și nu zic că sunt trucate toate, dar unele dintre cutiile astea par să fi fost umplute de la magazinul de Halloween. 10. Noseplay. Există o întreagă categorie de filme în care oamenii pur și simplu se joacă cu nasul lor, minute la rând, și aparent sunt o tonă de oameni care vor să vadă asta, ceea ce e aproape la fel de bizar ca numărul 11, filme cu oameni care au călcat în lipici și se chinuie în zadar să iasă. Sunt o grămadă și din câte îmi dau eu seama, ar putea să iasă destul de ușor din lipici, dar na, trebuie să lungească și ei filmele până la 10 minute cumva. 12. Clipuri bizar de satisfăcătoare. Par să fi cucerit internetul în ultima vreme și constau în tot felul de acțiuni repetitive sau simetrice sau precise, gen o linie de asamblare, decoratul unui tort sau curățatul vreunui fruct. Nu se știe sigur de ce ne plac aceste activități, dar probabil are legătură cu precizia și simetria lor. Lumea în general este haotică, imprevizibilă și periculoasă, iar noi ca specie încercăm să aranjăm lucrurile, să transformăm haosul în ordine ca să ne facă viața mai ușoară, iar când vedem exemple extreme ale acestei ordonări intenționate, asta ne face să ne simțim bine, probabil. 13. Clipurile satisfăcătoare vin în tot felul de forme, dar una dintre cele mai interesante subcategorii este cea a caligrafiei, deosebit de satisfăcătoare. Există numeroase videouri și compilații cu oameni care nu fac altceva decât să scrie, dar o fac atât de frumos și ordonat că aproape oricine-i fi, nu are cum să nu-ți gâdile creierul măcar puțin. Na, vezi că nu strică să scrii frumos? 14. Și în final, altă categorie a clipurilor satisfăcătoare este una cu care s-ar putea ca românii să fie mai familiari, mai precis, slime-ul. Există o nișă destul de mare de filme dedicată așa numitului slime, care e un fel de plastilină sau gelatină antistres. Vine în multe forme și culori, o poți frământa, o poți modela, te poți juca cu ea, în unele cazuri o poți și mânca. Filmele cu slime adună un număr inimaginabil de mare de vizionări, uneori sute de milioane, și motivul pentru care am zis că românii ar putea fi mai familiari cu asta este pentru că unul dintre cele mai mari canale de slime din lume se numește Isabella Stress, e făcut de o fată din România și are peste 7 milioane de abonați. Pe lângă aspectul de satisfacție, slime-ul mai are succes și pentru că este o jucărie populară pentru copii, care, apropo, numărul 15, canalele pentru copii sunt extrem de populare, mai ales cele cu cântecele, și fac atât de multe vizionări uneori că nici nu-ți vine să crezi. Uite, filmul ăsta cu un cântecel despre o familie de rechini a făcut peste 3 miliarde de vizualizări, făcându-l al 8-lea cel mai vizionat film din istoria YouTube-ului. Na, bravo lui, dar nu știu ce e așa amuzant la rechini. Oricum, sunt multe exemple de genul ăsta și e cumva de înțeles. Nu e ușor să fii părinte, e greu să stai mereu cu ochii pe copii, uneori vrei doar să-i ții ocupați puțin ca să ai și tu timp să crași niște candy sau ceva. Interesant este că și aici România este într-o poziție fruntașă, cel mai mare canal făcut vreodată de români, fiind unul de genul ăsta și are 17 milioane de abonați. 16. Alt gen de film pentru copii sunt cele care sunt menite să-i învețe culorile. Acestea cuprind tot felul de animații cu biluțe, mașinuțe, lichide sau animale de diverse culori. Dacă vrei să vezi ce amploare are acest fenomen, scrie Learning Colors în YouTube și pregătește-te să fii șocat. Dar na, e de înțeles cumva, toată lumea trebuie la un moment dat să învețe culorile. Totuși, puțin mai bizare sunt filmele de genul 17. Capuri greșite. Există o categorie de filme extrem de populare pe YouTube în care apar diverse persoane din desene animate, filme sau jocuri, dar care au capul altcuiva. No! Capurile se tot schimbă unul cu altul până când îl nimerești pe ăla corect și aparent copiilor le place la nebunie acest tip de conținut. Sper doar să nu fie inspirat să încerce și în viața reală. 18. Disney Couple Crossover. Alt lucru care prinde bine la copii e când se întâlnesc personaje din desene animate diferite. Există o grămadă de clipuri cu o grămadă de vizionări care din editare fac să pară că s-a întâmplat asta. Poate fac ele banda, asta doar până se prinde Disney.